Șoc în politica românească. George Simion și Diana Șoșoacă acuzați că ar avea legătură cu serviciile de informații din Rusia. Cum se apără cei doi? Ce implicații are scandalul pentru politica din România? Dezbatem subiectul în această seară alături de jurnaliști cu experiență, celebrii Robert Turcescu și Mirel Curea. Bomba serii. Vom avea sau nu alegeri anticipate în această toamnă? Dezvăluiri de primă mână în câteva minute. Rusia mută armele nucleare tactice în Belarus. Amenințări la adresa securității Europei. Ce stat e vizat în primul rând? Posibile scenarii astăzi seară la Mădălin Ionescu Show. Trump amenință cu revoluția. Fostul președinte american avertizează că, dacă va fi inculpat în scandalul cumpărării tăcerii starletei porno Stormy Daniels, ar putea urma moarte și distrugere în Statele Unite. Delir sau realitate posibilă? Răspunsuri imediat! Parlamentarii canadieni se plâng că lanțurile farmaceutice care au produs vaccinul anticovid i-au amenințat înainte de a obține în premieră mondială accesul la contractele pe care acestea le-au semnat cu guvernul. S-a deschis cutia Pandorei. Vor copia și parlamentarii altor țări acest gest? Începe scandalul secolului. Un fost agent secret rus face o predicție teribilă despre viitorul lui Vladimir Putin. Cine ar putea da acestuia lovitura finală? Aflați de la noi! E marți, e timpul pentru viralele săptămânii. Ne amuzăm, ne minunăm, ne distrăm și viralizăm. O porție zdravănă de râs imediat! Pe bine, doamnelor și domnilor, tocmai a început o nouă ediție Mădălin Ionescu Show. E marți, un cuplu de forță. Al treilea, că era trio, al treilea e prin țările n-are, bă, nicio pline de zăpadă. N-are să plimbă. Non-stop. Da, non-stop. Ceva de da. Are și bani. Are. Pe păi are, tragi, face când un sondaj, da, ia banul și dispare. Bună seara, bine ați venit. Nu ne lasă politica asta deloc în pace, aș fi început altfel cu extraterestri, cu ceva altceva, înțelege? Mă pregăteam să facem un alt pas în istorie, dar avem, v-am păstrat pentru partea a doua și sunt foarte comentate acele imagini în toată lumea în acest moment. A intrat și România în rândul lumii din acest punct de vedere, o să vedeți despre ce este vorba. Însă, hai să începem cu scandalul momentului, despre care, sigur, ai cărui protagoniști sunt Diana Șoșoacă și George Simion. Despre Șoșoacă, doamna Șoșoacă, Robert Lansing Institute, despre care am auzit de multe ori prin presă, o organizație non-profit de cercetare a politicilor publice, susține că ar fi un personaj care are legătură cu serviciile secrete militare ruse, cea mai recentă operațiune a GRU în România, în care este implicată, fiind proiectul de lege prin care a cerut anexarea unor teritorii ucrainene. Asta este în ceea ce privește pe doamna Șoșoacă, care sigur a negat. A spus că habar n-are ce înseamnă GRU și nu are nicio legătură nici cu Rusia, nici cu nu știu ce servicii ale niciunui stat. Îi acuză de enormități, de delir, practic, pe cei de la Robert Lansing Institute și dezinformări. Iar în privința lui George Simion, există o chestie interesantă. Într-adevăr, George Simion, din ce știm, are niște probleme în a intra în Republica Moldova de nu, ani. Nu intră, nu care de probleme. De ani de zile. De intră lui Voronin. Da, așa. De vreun Voronin, el fiind un unionist în mod oficial, Anatol Șalaru sau Șălaru, fost Șalaru, spune Șalaru, că a fost Șalaru. În filiala PMP din, mă rog, PMP de era de la Chișinău, la Chișinău. Da, fost, mă, ce? Da. Fost ministru al apărării din Republica Moldova, susține că în urmă cu 12 ani ar fi avut o întâlnire cu George Simion, cu un șef al FSB-ului, în urmă cu 12 ani. Și că era în foarte bune relații, se era în relații cu un personaj cu Tkaciuk ăsta din Republica Moldova, cu Marc Tkaciuk, care ar fi omul serviciilor rusești. Astea sunt scandalurile momentului. Mă rog, e de lezne de înțeles de ce apar acum. Cât de autentice vi se par poveștile astea, cât de cusute, coață albă, coață roșie, Robert?
Am văzut interviul făcut de un băiat de la În Linie Dreaptă care mă tot sâchie dându-mi tag la un moment dat. Vai de mama lui, săracu, așa. Se bagă și el în seamă, mai fi rău. A făcut un interviu cu șala. Cum să cu zic? Cine a făcut interviu? Cu acest șala, cu a fostul ministru, da. Ok. Ce să zic, acum e foarte... Eu nu sunt nici apărătorul lui George Simion, nici nu-i... încerc să s-o fi întâlnit, nu s-o fi întâlnit. Hai să băgăm și noi asta cu scandalul în momentul. Ceea ce văd eu în momentul de față și nu știu dacă ăștia chiar fac bine, da? Este că speriați cumva de ascensiunea, de creșterea în sondaje AUR, care nu poate fi negat. Adică că și ei și pe PSD-iști și pe peneliști, toți văd ceea ce se vede pe sondaje foarte clar. Dacă era Mirel Palada aici, ne confirma încă o dată. Ăștia se pare că au trecut de 20%, cei de la AUR. De ce trec de 20%? Da? Nu pentru că este Simion, dacă o fi în legătură cu rușii, că nu rușii îl cresc în sondaje în momentul de față pe Simion sau AUR, da? Ci pentru că ăilalți nu reușesc să se acordeze, să spunem, la ceea ce simte în momentul de față poporul român. Mai e ceva foarte important, apropo de chestia asta pe care ai spus-o mai devreme. Da. În acest moment, potrivit unor sondaje făcute de instituții europene, românii sunt cei mai eurosceptici din Europa. Da. Ce vreau eu să spun este că genul, să fie foarte clar, pro-europeniștii, să spunem, din România, nu sunt votanții lui George Simion. Vor vota probabil ăștia care sunt cu Uniunea Europeană și care o divinizează pe Ursula von der Leyen sau pe alți birocrați de la Bruxelles, nu sunt electoratul lui George Simion. Da? Sunt electoratul USR, PNL, poate chiar PSD, da, în toată chestia. Deci, George Simion are alt tip de electorat. Așa că pe George Simion, dacă ne arată mâine stând la șpriț cu Putin, da? S-ar putea să-i crească cota electorală decât să o scadă, pentru că bazinul lui electoral e din altă categorie. E alcătuit în bună măsură din un tip de naționaliști, de euroscepti. Bun, și atunci ce rost are scandalul ăsta și ce rost au aceste informații? Dacă într-adevăr pentru publicul lui Simion, ceea ce e posibil să fie corect. Să-l facă nefrecventabil, pentru că mai e un pericol. Nu contează? Nu, mai e un pericol. Mai e un pericol și PNL-ul cel puțin îl știe. S-ar putea ca un Simion cu un AUR de peste 20% la anul să găsească oricând o cale de dialog. Să devină interesant pentru PSD. Pentru PSD. Și PSD-ul să zică, bă, sunt... Stai un pic. S-a pronunțat domnul Ciolacu apropo de un naționalism economic, sau cum i-a zis, ceva de genul ăsta. Da? Așa. Da. Bă, de ce n-am... Bă, PNL-ule, dacă nu sunteți cu minți, uite, avem varianta cu ăsta. Și atunci încercarea lor este în momentul de față să transforme AUR într-un partid absolut nefrecventabil, pentru că este, nu știu, putinist, caghebist, ghereuist și așa mai departe. Da? Mă, nu merge așa. Adică eu i-a sfătuit pe bună dreptate, spun, și pe cei din PNL și pe cei din PSD sau pe cei care vor să-l dinamiteze pe George Simion, mai degrabă să aibă grijă să-și ridice ei partidele în preferințele electorale pe un discurs mai bun, niște politici publice mai bine articulate, niște oameni în partid care să fie în stare să dea din gură, niște acțiuni politice în stare să dinamizeze puțin electoratul lor, că așa, al minteri, s-ar putea să se trezească cu un AUR nu la 20%, la un 25%, poate chiar mai mult de atât. Și atunci e cam greu să nu-i bagi în seamă, mai ales că un AUR lăsat în opoziție, chiar cu un 25%, poate chiar mai mult de atât, la sută, înseamnă altceva decât un AUR de acum care are sub 15% în Parlament. Bun. Șoșoacă și Simion. Amândoi cumva acuzați că aveau legătură cu serviciile rusești. Mă, prietene, atunci când e vorba de o combinație între un om politic și serviciile de informații, mă, adevărul afli după 50 de ani. Clar. Corect. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că ceva în neregulă este. De ce? Pentru că nu și-ar declara moldovenii non grata și nu i-ar interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova unui personaj important, un român pro-unionist, sincer. Ar fi fără precedent o chestie ca asta, adică nu au făcut așa ceva. Era epoca Voronin, Mirel. Nu contează. De ce nu i-au retras ăștia? Cum? De ce nu i-au retras ăștia sancțiunea asta? Este o decizie care nu este doar politică. E o chestiune cumva trecută pentru o instanță, nu știu să spun, să nu vorbesc prostii. Nu, deciziile astea azi așa. La propunerea serviciilor de informații, Ministerul de Interne decide. Mi-a spus Simion într-o emisiune, că l-am întrebat, dar nu e nicio hotărâre. Scandalul că în toamna asta
îi expiră interdicția de intrare în Republica Moldova. Ar fi putut să-i fie ridicată la 6 luni, probabil, la 3 luni, a doua zi, peste un an. Dacă cumva este o hotărâre judecătorească, e groasă, dar nu cred că o hotărâre judecătorească nu poate să prevadă o pedeapsă complementară de genul ăsta, decât în caz de spionaj, de activități potrivnice, interesul, e complicat. Unu. Doi la mână. Doamne, să mă ierte Dumnezeu. Șoșoacă. Șoșoacă... Bă, pă, bun, chiar o vedeți în legătură cu serviciile secrete. Eu o văd în legătură cu serviciile de informații ale Spitalului Nou. Eu nu o văd în legătură cu serviciile. Chiar până acolo, zic să ne ferim. Prietene, vorbesc din experiențele personale. A plecat dintr-o emisiune, domne, înjurându-mă de mamă, de o mamă de 90 de ani. Adică, femeie zanga. Vorbesc în raporturile ei cu mine. Doamne, am înregistrarea. A ieșit dintr-o emisiune, jurându-mă și pe mine și pe ăla care făcea emisiunea, cu tuvă și cu dăstea. Nici nu trebuie să fii un mare specialist ca să-ți dai seama că e... Acum, serviciile de informații să lucreze cu așa ceva, bă, se poate. Serviciile de informații evreiești au avut un celebru personaj, nebunul din Beirut, clovnul orașului, cerșetor, saltimbanc, mergea în mâini pe acolo. Frate, a apărut în parimaci poze cu el când am intrat în Beirut. În Beirut evrei, omul în uniformă de colonel pe un tank. Colonel Mossad, colonel de informații. Se poate să... Juca un rol. O vezi capabilă? Juca un rol, exact. O vezi capabilă pe doamna Șoșoacă să mascheze atât de bine legăturile cu serviciile rusești? Nu văd. Ea și-a încercat norocul la USR. Își îmbrăca fetițele cu tricouri. Mama votează USR. Era în perioada aia, spunea că noi ăștia care ne ducem pe la biserici, pe pelerinaje, moaște, pupăm morți pe marginea drumului. După aia s-a dus la ăștia, la naționaliști, la ortodoxi, credința, cât de importantă e. Femeia în stare de orice, femeia în stare să spună orice. Este un Corneliu Vadim Tudor cu mult mai puțină carte și cu mult mai puțină carismă. Mi se pare o prostie, mă, Mirele, să crezi unor personaje de genul ăsta. Legende de astea. Eu nu înțeleg cu ăștia de la Lansing Institute. Și cu ăștia, cum să susții așa ceva? Nu știu cine sunt ăștia. Robert Lansing Institute, i-am mai văzut, au mai apărut în presă. Dar ce informații ori avea, nu știu nici ce... Într-adevăr, așa... Așa de simplu e să spui despre cineva care are legături cu Ghereu, că mi se pare totuși o chestie nasoală. Sigur, este o chestie... O bună. Bă, frate, acum, și ce să faci și cu ăștia doi? Exact cum spuneați voi, bă, poate vor să-i facă nefrecventabil. Bă, da, stai puțin, dacă mâine apare o informație, să zic așa, Turcescu și Curea, vine unul, Cașalaru, nu știu, dar vine un ziarist din Republica Moldova, da? Da. Și zic, Turcescu și cu Curea au legături cu, nu știu, Mossad. Bă, eu l-aș da în judecată. Dai, bă, dar îl dai judecată. Dar ideea este, deci uite în ce lume am ajuns să trăim. Vine unul la un dat și spune, ăla are legături cu tare. E agent rus sau e agent israelian sau este omul CIA-ului cu tare? Cum te aperi, mă, în fața unei? Este foarte simplu, mă, să te aperi. Să câștigi procesul. Băi, prieten, stai un pic, mă, pe mine m-au trecut, aia într-o carte, bă, că sunt agent antivaccinist și pro-putinist. Păi am dat în judecată, n-am nicio problemă. Păi stai să-mi spun, dacă câștigi procesul, la durează 3 ani. Nu contează și faptul că i-am dat în judecată înseamnă că mă duc de gâtul lor. Adică e un mesaj. Bă, ăla i-a dat în judecată. Adică ăsta e un mesaj clar. Bă, ăștia nu au dat în judecată pe nimeni. Bă, acum, este o chestie destul de... Acum, cu Șoșoacă. Bă, femeia a avut o inițiativă legislativă. Nu discut inițiativa ei legislativă. Deci nu, e o prostie. Dar nu discut chestia asta. Mulți au inițiative legislative tâmpești, prostii. Bun, foarte bine. Bă, Ucrainia a declarat o persoană non grata pentru că ea, în calitate de parlamentar, a avut o inițiativă legislativă. Foarte grav! Foarte grav! Bă, ai dreptul ca parlamentar ales de niște oameni, mă, să ai și inițiative legislative, hai să nu le zic tâmpite, haide să le zic exotice, nepotrivite, bun, în fine. Bă, da, pentru asta te declară un stat străin, persoană non grata? Adică, păi și de acolo, din partea aia, arăți nebun. În orice caz. Îi bagi în seamă. Și, bă, exact, îi bagi în seamă. Îi validezi într-un fel. Uite, asta e o chestie pe care o știm despre ucraineni. N-are rost să ne ascundem. Oamenii sunt destul de viscerali, destul de încăpățânați și... La modul ăsta prostesc, eu consider prostesc. Dar există un naționalism care extrem caută exact astea, nișele. Da. Exact, da. Adică Șoșoacă nu o să caute niciodată un electorat de 20%.
o să caute un electorat de 7% eventual, cel mult, să o treacă pragul electoral. Sigur, ea nu o să-ți vină niciodată. Și s-ar putea să ia, vrea să ia pe ea, că ori exista în România, în momentul de față, 2-3% inși care îl iubesc pe Putin. Abar n-am. Fără discuție, da? Că există. Și atunci, da? O să zică, bă, cu cine votăm? Păi noi? Eu. Că, ea nu o să aibă, mă. Este cea care este declarată chiar de Zelenski, da, ca fiind omul, lui Putin. Ea, da? Nu o să aibă niciodată, deci, o inițiativă legislativă, nu știu, dau și eu un exemplu. Acum să se dubleze desertul la grădinițe, desertul dat copilor la masa de prânz. Ea nu o să-ți vine niciodată cu o inițiativă legislativă. Ea îți vine cu de-astea. Da. Bine, nici eu n-aș avea inițiativa asta între mine, firma, că zahărul nu e chiar. Există însă un pericol. Îl spun încă o dată. Pentru partidele normale la cap, să zicem. Cele ăștia înapoi. Dom'le, intră în momentul de față într-un soi de confruntare politică, mă rog, care nu le servește la absolut nimic, nu-i crește electoral deloc. Da? Asta e problema. Își consumă energie. Își consumă energie, mă. Își, nu s-a atent la ce trebuie. Năucesc electoratul, înțelegi? Fac într-un fel campanie pentru ceilalți. Bă, vedeți-vă mă puțin de ale voastre, că aveți niște probleme. Problema cea mare în momentul de față că este că electoratul liberal, spre exemplu, da, nu se mai regăsește în politica PNL. Problema este că electoratul social-democrat are probleme la rândul lui să nu se mai regăsească în politica PSD. Totuși sunt partide care au avut niște bazine electorale mult mai mari decât au în momentul de față. Să ne înțelegem foarte bine. Și pe, faptul că pe năzuințe sondaj, și pe ideologie. Faptul că au în sondaje 20% sau 30% da, dar din ce? Din intenția de vot care a scăzut extraordinar de mult. Deci numărul votanților a scăzut foarte mult în acest moment. Numai o clipă de învoie, te rog. Vreau să vă spun o chestie care o să vi se pare ciudată. Mie nu ăștia doi mi se par periculoși. Cum că i-ar rămuri pe români că Uniunea Europeană e câh, că NATO e nașpa? Nu ăștia mi se par. Mie cei mai... Eu nu pe ăștia îi suspectez de caghebism nenorocit. Eu de caghebism nenorocit îi suspectez pe aia de la Bruxelles. Care vin cu solicitări, cu norme, cu recomandări împotriva naturii, împotriva firii. Ăia te fac la un moment dat să te zgribulești, să spui, stai mă nițel, până la urmă Uniunea asta Europeană ce vrea? Stai nițel, ce vrea? Să copila să mi se ducă la școală în același veceu. Adică mai multe de servicii fac acești unii dintre oficialii. Sigur că da. Bun, în privința UE nu știu. Știu că președinția adunării parlamentare adunările parlamentare a Comisiei Europene sau nu? Sau adunării parlamentare, nu știu cum se numește chestia așa. Acum scapă. A Consiliului Europei? A Consiliului Europei, da. A Consiliului Europei. Au fost demonstrați, au fost suspectați masiv în ultimii ani, mai mulți, da, provenind din Austria, din Olanda, din alte zone de astea. De legături cu oameni de afaceri ruși, cu serviciile. Au fost niște dezvăluiri crunte în presa occidentală. Se învârși niște bani. Ca să facă lobby. Și atunci, ca să facă lobby să susțină cauza Rusiei. Nu și fi atent la doi măsuri. Aici sunt, nu știu, privința acestor oficiali europeni. Băi, mai degrabă cred că e vorba de globalism, de ideologii. Îmi pare foarte rău. Asta au făcut rușii în anii 30 în Marea Britanie, am mai discutat aici, în Marea Britanie și le-au corupt universitățile și le-au apărut... Dar în Statele Unite ce s-a întâmplat? Și în Statele Unite în anii 70, când le-au pătruns în universități... Și le-au pătruns cu neomarxismul în universități. Aduceți-vă aminte de Greenpeace, de toate activitățile astea ecologiste, că astea au fost invenția semiceasnă în vremea lui Brejnev. Domnule, de aici văd că vine pericolul. Nu doar la doi măscărici, întotdeauna măscăricii ăștia prin România au un bazin electoral. În vremurile lor fericite, bazinul electoral cât a avut maxim Vadim Robert? 20%. Sigur că s-a dus. Pe fondul unor nemulțumiri și pe fondul, a ceea ce spunea Robert. Da. Domnule, pe fondul nesatisfacerii propriului electorat. Am depus un accent aici, adică aș face o diferențiere aici, da? Între electoratul aur, care este un electorat care a migrat, de exemplu, dinspre PMP au migrat unii, dinspre PNL chiar au migrat unii, dinspre PSD grosul chiar au migrat bazinul PRM. Da? Deci aș face o diferențiere între felul în care se comportă aur ca partid, care se structurează, să știe acum, ne place de Simeon, e altă discuție.
Dar eu vorbesc de faptul că își fac filiale, consolidează un anume tip de structură politică. Și au și niște oameni serioși. Unii dintre ei sunt în, sunt în regulă. Sunt cam singurul partid de opoziție, dacă te uiți, sigur. Poate să-ți placă, să nu-ți placă, repede, nu despre asta discutăm. Dar sunt cam singurul partid de opoziție. Ce îi se reproșează lui Simeon? Că nu e foarte utilat intelectual și... Între Simeon și Șoșoacă, personaj de învergură. Vorbesc de structurile politice, nu de personaje, da? Între felul în care înțeleg să-și organizeze partidele, că înțeleg că și Șoșoacă are un partid și asta e o diferență de la cer la pământ. Adică Simeon și Aur au luat în foarte mare serios anul electoral 2024. Și se organizează, da. Se organizează și ți-o spun pentru că, umblând prin țară la un moment dat, am auzit că, domne, au venit ăștia. Am fost colegi din Partidul Mișcarea Populară care între timp au migrat către Aur cu filiale, cu tot. Bun, am înțeles, față de Șoșoacă pe care o consider un personaj mega exotic. Sau ceva. Pe care o consider că e ca pe cont propriu, așa. Da, eu vă pun o întrebare. Îmi lansez această întrebare în public. Da. Mi se pare o chestie posibilă la un moment dat. Cum ar trebui privit un personaj care are toate aturile istorice, un om de istorie, de exemplu, care la un moment dat ajunge în Parlament și are o inițiativă prin care cere Ucrainei despăgubiri pentru faptul că a deținut un teritoriu care n-ar fi trebuit să intre în componența sa, și de mii de ani, și ar trebui să dea despăgubiri României din punctul ăsta de vedere. Da, bă, ce te faci cu acordul la Helsinki? Da. Adică, da, sunt niște acorduri, păi, dar dacă la momentul istorie se schimbă astfel încât... acordul de la Helsinki odată și acordul din 97 și semnat de tratatul pe care l-am semnat. Da. Păi, la Helsinki l-aveai cu RSS-ul. Păi, nu cu Ucraina. Și după aceea tratatul din 1997. Tratatul din 1997 l-a semnat de Severin, trecut pe Parlament cu toate chestiunea. Păi asta e întrebarea, mă. Da. Ce faci cu dreptul internațional? Păi dacă eu îi reproșez lui Putin că nu respectă dreptul internațional, că s-a dus peste Ucraina. Păi ce fac? Adică mai uit în dreptul internațional? Nu mă mai uit. Eu spun că istoria se schimbă. Și ce face după aceea? Atunci să așteptăm ca istoria să se schimbe. Sunt de acord. Eu după spun doar că la un moment dat... și ne spun și ei, pe stați că păi și noi, da. Știți, am avut și noi un teritoriu care, de fapt, nu e al vostru, e al nostru. Cine să vină? Păi maghiarii, da? Maghiarii, înainte să spună maghiarii chestia asta, trebuie să gândească am că... înțeles, dar eu vreau să teritoriul spun că lor ne aparține. Le aparține strămoșilor noștri, acord, inclusiv teritoriul Ungariei. Dezbaterea poate fi oricând reluată. Sigur, pe criteriul ăsta se alege praf. Exact. Deci o politică revizionistă aruncă tot un aer. Istoria omenirii este istoria problemelor de frontieră. Asta e istoria omenirii. Domne, ca oamenii să nu-și ia gâtul zi de zi pe chestii de frontieră, s-a inventat dreptul internațional. Mă, dacă îl aruncăm la tomberon, e nasol. Și atunci și în problemele astea, disputele astea teritoriale, unde pot eu să mă uit? La tratate și în dreptul internațional. Că o veni un moment istoric, că s-o încheia o pace între Ucraina și Rusia și va fi un tratat de pace în care să existe și o chestie interesantă pentru noi, așa să ne ajute Dumnezeu. Ăla ar fi un moment istoric. Nu mă, că apare un agarici în Parlament. De obicei, Mirele, din păcate, de obicei, spune, pe la tratate. Nu, ne spune că după câte un război mondial să mai schimbă. Nu, și ferească zonale, ai dreptate. Și ferească suntem în buza lui sau e în plină nu, bă, eu încă suntem, mai sper că nu suntem deloc. Înțeleg? Spun oameni grei. Nu. Încă mai spun că nu. Unii spun că a început deja. Băi, unii spun că a început. Unii spun că a început deja de acum 30 de ani. Unii spun că nu s-a sfârșit. Unii spun că nu s-a sfârșit. Exact. Criteriul cel mai important și care ar trebui să ne sperie este faptul că cel mai mult dintre statele care contează se înarmează. Și că la nivelul acelor oficiali europeni, de exemplu, pe care i-ai amintit mai devreme, cum e bună oară Borel, care scoate borelisme, dar nu e un tâmpit și nu e un tip dezarticulat intelectual, de exemplu, el consideră că până și anumite state din Africa trebuie să se înarmeze, ceea ce înseamnă că se apropie ceva, se poate întâmpla ceva, lucrurile pot scăpa oricând de sub control. Păi, mă, frate, dacă este un mare pericol și da, cred că suntem în pragul unui al treilea război mondial. Dacă voi n-ați fi fost oameni de televiziune, oameni de media, ci ați fi fost producători și negustori de armament, iar eu aș fi fost în media, același lucru l-ați fi spus și eu, bă, trebuie să ne înarmăm toți. Pentru că voi ați fi avut grijă de mine. Și eu și fost da, mă, au mai fost perioade istorice în care nu i-a interesat, bă, băieții ăștia. N-au avut lobby suficient de puternic ca să-mi vină. Gândește războiul din Vietnam. Dar n-au putut. China dădea armament. Tot, domne, acum intensitatea e alta de ce? Că e aici lângă noi. De-aia e altă intensitate. E aici lângă noi, dar se înarmează nu toți. Nu se întâmplă nimic. Din China, India, până... Păi și până acum nu s-au înarmat. India are armă nucleară. Mirel, eu aș pune, hai să mai punem problema și dintr-un punct de vedere. Sigur, e mult de discutat, dar doar arunc acum să zicem ideea. Dom'le,
ideea asta în armării duce automat spre o stare de tensiune, clar, din care, să știi, în general, politicienii profită. Sigur că pentru da. Că niște populații care trăiesc cu spaima că, bă, s-ar putea declanșa ceva. O cădere a sistemului bancar. Uite, zilele astea se vorbește despre asta. Un război mondial. Un ceva, un știu ce. Te face mult mai obedient față de politicile oficiale. Sigur, lasă oficiale, bine că-i pace. Da? Lasă-mă bine, adică, că-i pace. Adică, la un moment dat vine ăla și spune, bă, băieți, ia faceți voi cum zicem noi, da? Ia, așa că, uite... Acceptați și prețuri mai mari, că astea sunt evoluțiile războiului. Pentru că nu vrem să ajungem la război mondial. Da. Alminteri nu prea poți să ții niște... Păi sigur că, dar pe cum scuza, în vremea regimului lui Iliescu. Domne, marele merit al lui Iliescu, e că a păstrat țara întreagă. Da. Adică inventezi niște chestii de astea. Cum e acum, domne, că o să crească prețul la apă minerală, nu știu, habar n-am dacă o să crească, că sunt mișcări de stradă în Franța. Băi, golanii găsesc explicații. Uite ce mizerii s-au întâmplat, că eu iarăși... Bă, dar nimeni nu mai... Bine, nici nu mai avem ca presă forța, să spunem, să investigăm chestia asta. Mă, poate să-mi explice cineva, din platoul ăsta sau din cei care ne privesc în momentul de față? Cum mama naibii, iertați-mi expresia, da? Deodată prețul benzinei și al motorinei se duce la cer, da? După aceea, deși au scăzut la un moment dat la valoarea, prețurile, la valoarea chiar, prețurile, ele au rămas undeva. Prețurile nu scad. După care, deși noi, am ajuns să le mulțumim la un moment dat politicienilor că, vezi, doamne, de la 9 lei s-a făcut litrul 8 lei, da? Și mi s-a părut o scădere semnificativă, deși el cu câteva luni înainte fusese 5,50 sau 6 lei litru. Deci vedeți cum se dă. Cine poate să-mi explice astăzi ce s-a întâmplat? De ce ne-au speriat atât de tare cu prețurile la energie în condițiile în care piața are energie în momentul de față? Păi cum? Ca să-ți vină factura la gaze de înțepeniști. Și de aia. Deci, explicație. A dat cineva vreo explicație față de aceste fluctuații extraordinare care n-au nicio logică, să ne înțelegem foarte clar. Am încercat să înțeleg, inclusiv cu specialiști, care a fost logica acestor salturi, care a fost logica unor scăderi, stați puțin, dar niciodată nu s-a mai ajuns la scăderile de înainte. Urmează altă perioadă interesantă despre care iară văd că nu vorbește nimeni. Se pare, nu știu, hai să nu merg cu se pare. Există informații potrivit cărora în Parlament s-ar putea analiza privatizarea vreo 240 de regii autonome. Mai avem câteva... Au mai rămas 240 de regii autonome? Care mai fi? De la sare, curent electric până la nu știu ce. Da. Să vezi după aia prețuri în România. Sper să fim cu mare băgare de seamă, unitățile militare din presă nu o să ne ajute foarte mult. Cei care mai putem semnala o situație care pot scăpa de sub control și care sunt potriva intereselor naționale, ar trebui să o facem în perioada următoare. Revenind la cei doi, pe care îi vedem în imagini, sunt caghebiși sau nu? Crezi că ar fi capabil de așa ceva sau nu? Robert, da sau nu? Ți-ai spus punctul de vedere. Nu cred, nu știu, mi se pare așa. Și cum să zic, e... naiba știe ce-o fi în istoria lor. Nici poți să spui cu da sau nu, e greu, dar e ciudat oricum. La un moment dat poți să te întâlnești cu unul, tu să crezi că este vecinul de la etajul 4, da? Și să fie fantomă. Și să fie fantomă, să afli că de fapt e al unui serviciu secret și că ai văzut că ai fost la nunta lui sau ai fost la botezul lui Fisa. Domnule, un foarte, foarte cunoscut politician român. Deci... A avut surpriza pentru de obicei, nu? Foarte cunoscut politician român, nu știu dacă e de acord, el a apelat la mine să-l ajut, nu știu dacă e de acord să povestesc. Un foarte cunoscut politician român, nu, s-a trezit înainte de dejunul, că a venit acasă și că nu și-a mai găsit soția de care se despărțise dimineața când a plecat la servicii. Și nu și-a mai regăsit soția niciodată. Niciodată, da. Era... Absolut niciodată. Și m-a rugat pe mine, dom'le, poți să faci niște săpături? Zici, dom'le, eu niște săpături care să te liniștească? Asta e de film. Ar trebui să scrii o piesă. A scris o piesă de teatru. Ah, am înțeles. Dom'le, eu pot să... Da, despre el e vorba. Da. Dom'le, eu n-am acces la serviciu fantome al Mossadului. Uh-huh. Că bănuiala mea întreagă. Dar pot să întreb și eu pe la ăștia, pe la fie. I-am spus povestea unui prieten de-al meu, fost șef al fantomelor. Si, uite, domne, așa, așa, așa. Zic, bă, din ce îmi spui, eu n-am cum nici să-ți confirm, nici să-ți infirm. Dar așa ceva sună. A fantomă retrasă. A fantomă. Și fantomele când sunt retrase și abandonează familii, copii, business, tot, sau se predau serviciilor de contraspionaj din țara respectivă și spun, sunt ofițer fantomă, însă eu nu pot să-mi abandonez. Nu pot să-mi abandonez familia, nu pot să-mi abandonez.
Trec în partea asta. Da. Activul și pasiv. Acum, habar n-am dacă ăștia vor fi recrutați. În sensul clasic. Dom'le, dar se poartă ca și când. Se poartă ca și când. Da. Nu știu, ce să zic. Simeon e mai degrabă un produs al netului. Nu înseamnă că n-are în spate o construcție. Eu l-am studiat ce reacții. Adică, e președinte Aurul. Aurul s-a consacrat cu o anumită ideologie, cu anumite atitudini în anumite momente. Și am studiat care au fost reacțiile lui în niște momente în care Aur, ca președinte al Aur, ar fi trebuit să reacționeze într-un anumit fel. Și n-a făcut-o. Și el a fost cu minte. Am înțeles. Ceea ce înseamnă că avea o agendă și că sunt niște băieți în spate, dar pot să fie noștri. Da. Pur fi ei noștri, dar și ei noștri. Ai cui ar fi, de fapt? Aici e de discutat. Nu, aici e greu să răspund. E de discutat. E greu să răspund la întrebarea. Da, e, are un comportament de personaj care nu și-a aparține. Mi se pare că își alege temele. Și se poartă ca și cum nu și-ar aparține. Așa cum uneori când iese în stradă nu-ți mai vine să ieși pentru că monopolizează Aur anumite evenimente care sunt de interes național. El are niște oameni în partid pe care eu îi văd, care reacționează așa cum mă aștept de la ei. Claudiu Târziu, Lavric, Dan Tănase, el e mucles în unele momente. Cu unii dintre ei am stat de vorbă și am înțeles puțin cam care este politica lor de media. Nu vorbesc de George Simion aici în toată chestia. Vânează mai ales acele subiecte care se adresează electoratului lor, care, atenție, electorat nu e în fața televizorului. Este în fața computerului sau în fața smartphone-ului. Ori acolo e o altfel de lume. E o lume a unor altfel de subiecte. Mirel, de când facem împreună podcasturile la evenimentul zilei, da, a simțit că și el a văzut că unor, că nu înțelegea ce. Bă, dar astea sunt subiecte pe care să le discutăm într-un podcast. Zic, da, nu e o emisiune de televiziune. E un podcast, e o altfel de lume. E o lume alcătuită din niște oameni, n-a spune mai superficial, dar mult mai frugali în ceea ce privește informația. Nu vor chestii în adâncime. Vor să se enerveze rapid, să se indigneze rapid, să se exprime unor care știu dinainte violent, despre ce e vorba. Da, știu despre ce e vorba, ei știu tot. Înțeleg? Au și concluzii. Da, tot. Ei vor doar să le confirme. E o cultă care ne conduce, care ne duce, care nu știu ce. Simion și ai lui vânează genul ăsta de electorat și îl hrănesc cu astfel de subiecte. De-aia, de exemplu, pe un subiect de tipul dispariția cash-ului, ăsta din supermarket, mașinăriile care vor înlocui oamenii, lăcustele pe care o să le mâncăm. Ăsta este genul de subiect asupra cărora ei se repet, în vreme ce ceilalți politicieni din altă zodie politică, de tip Ciolacu, Ciucă, nu știu ce, au rezerve, teme. Zic, bă, mă, ne ocupăm noi cu așa de ceva. Lăcuste, de praf, dar de lăcuste, atenție, că electoratul ăla pe care îl vizează Simion, pe care îl incită la un moment dat, știi, chiar și Șoșoacă pe net cu chestia asta, e un electorat care se va duce la vot. Adică e ăla care... Implicat. S-a întâmplat deja. Fiți atenți, pe scurt, informații din... Nu pot să spun de unde am informația. Există discuții în acest moment ca niște parteneri să se certe și să existe alegeri anticipate în această toamnă sau să apară un scandal, o rupere, poveste de genul. Crezi în asta? Eu cred că este o poveste, că tehnic nu au cum. La alegeri anticipate, nu-i mai plictisim pe oameni acum, poate chiar îi rugăm să citească Constituția, la alegeri anticipate nu se poate ajunge decât urmând un anumit traseu constituțional. Dacă și PNL și PSD sunt de acord, se poate. Ce fac? Trei propuneri ale lui Iohannis care pică și agenda este foarte rapid pusă. Adică poți să faci asta într-o săptămână. Dragule. Poți să faci într-o săptămână. Să fie de acord. Deci tot dacă Iohannis, Ciucă și Ciolacu decid, pentru că e vorba de majoritate, plus UDMR, decid, deci ca așa, Robert, că se poate. Ce? Singure surprize pot apărea de la propriilor parlamentari. Da. Asta păi e cine să voteze? Știi cum se leagă povestea? Știi cum se leagă povestea? Pentru că în acest moment românii sunt din ce în ce mai eurosceptici, pentru că Aur, pentru că alte posibile elemente naționaliste sunt din ce în ce mai atractive, să zicem, pentru un anumit electorat. Măi, dar de ce așa? Măi, fraților, disperat, numai puțin. Și dovadă că încep să fie atacați în presă pe o latură de asta în care românii să-i respingă așa, rușii, că românii au fobia asta față de rușii, încă rezistă,
Și atunci să apară o mișcare de asta, astfel încât ori să nu mai crească prea mult sau alte elemente în acest anul viitor, să ia alegeri, să ia ca să fie frică de alegeri, înseamnă că tu crezi în alegeri corecte. De ce să se complice, prietene, cu așa ceva? Dai în ele, în voturi, în 2014 și salut. Merge pentru în 2024. Deci. În 2024, pardon. Merge într-o marjă de 2-3%, să dai în ele, cum spui tu, într-o... 4-5 și se ajunge. Tot de la oameni care, da, mă rog, care costă să ocupă. Implicați în procesul electoral, înțeleg că există o marjă, așa, da, dar nu poți mai mult de atât. Are ceva sens toată povestea asta pe un calcul foarte pragmatic, să știi, înțelegi? Adică ei să gândesc, bă, PSD-ul zice, noi suntem acolo unde ar trebui să fim la ora asta în sondaj. 30-35. Suntem bine, da? PNL-ul zice, bă, s-ar putea să până scădem, la să mai scădem puțin, da, și nu că să scădem noi, dar să crească ăștia la gen Simion și mai departe. Deci dacă există o înțelegere, spun în continuare, pentru alegeri anticipate, mai ales că mai e ceva miră. O niște alegeri anticipate, din punctul meu de vedere, în această toamnă, pentru parlamentare, n-ar fi rele. Să zic de ce? Pentru că anul viitor, 2024, cu 4 rânduri de alegeri, e un coșmar. Asta e altceva. Este un coșmar. Nu-ți vine lume. Atenție, dar nu e vorba doar de lume. E un coșmar în sensul în care România, bă, are nevoie de un parlament, are nevoie de un guvern care să aibă susținere parlamentară, să lucreze, să nu știu ce. Ori guvernul nu va exista anul viitor, pentru că parlamentarii la revedere n-au susținere. Va fi o nebunie. Să pun 100 de metri, nu se poate nimeni la ei. Ciucă președinte de partid, aleargă până țară, că trebuie să fie săcută Ciolacul la fel. Dacă ei alegerile americane când... Domne, dacă ei discută în baza acestui argument... Da, să le facă. Da. Ba chiar ar fi bine să le facă, spun da, eu. Un Iohannis care pe măsură ce trece timpul, atenție, slăbește, nu o să mai aibă forța la o... Deci e complicat. N-ar fi rău. Problema care se pune, da, atenție, bă, nu e la PSD. Nu e, bă, PSD-ul o să obțină peste numărul de mandate pe care le are acum. Da. Da? Deci îi mulțumește pe cei care sunt, îi îndestulează pe cei care sunt acum în Parlament și le spune, da, n-au nicio frică. N-aveți nicio frică, ba chiar o să avem mai mult. Și după aia... Da, ce faci cu liberalii? Ce faci cu liberalii? Bă, mai ales că mai e încă o chestie. Băi, parlamentarul se gândește acasă cu nevastă sa. Și nevastă spune, păi stai, dragă, că tu ai dat atâția bani. Păi i-ai dat pentru 4 ani. Unii au cam nu scos. I-ai dat pentru 3. Unii și-au scos. Mai nu toți. Ales că, atenție, n-au mai dat bani. Că acum, de când cu legea dacă nouă... dacă, așa cum ziceți voi, din voturi... Și-au recuperat bani. Te duci până la 5% în care poți să faci o manevră, să faci niște manevre. Ca așa se practică, se pare în toată lumea acum. E nasol că luăm în calcul nasol varianta că se poate. Poți face în așa fel. PSD-ul 35%, PNL-ul în jur de 20%, ai majoritate parlamentară, faci un guvern stabil, ai 55%, mai iei niște minorități, mai iei ceva acolo, puțin, ca să ai siguranță în Parlament, te duci până aproape la 2/3. Deci ar fi o variantă care le-ar putea surâde chiar dacă aurul ar crește sau... Și de-aia încep să-i atace acum pe Simion, pe Șoșoacă, în perspectiva acestor chestii din toamnă. Da, foarte interesant. Altfel nu prea se justifică. Măi, foarte interesant, e bun, îi atacă. Bă, da, îi atacă vorba lui Corneliu Vadin Tudor cu materialul clientului. Adică pe ăla îl atacă că n-are voie să intre în Republica Moldova de vreo 12 ani. Iar asta în altă o apucă pe ea, propuneri legislative, repet, la care ucrainii răspund cum răspund. Adică și ăștia ies în drum. Nu e vreo făcătură să zici, nu bă, stai, nu e nimic adevărat, e un fake news, e să acuzați, oamenii sunt nevinovați. Adică... Păi ea de la Lansing știu ceva, în spatele Diana și Șoacă, bă, nu știu, sunt nu niște cine. Băieți din zona militară. Eu nu știu cine. Nu, are niște prieteni, da, are niște, să zicem, personaje, cum avea și Vadim bă, în jurul lui, fi niște... Agățați de, bă, ea ori fi agățați de ruși. Dumnezeu e posibil, știe, ca unii, e posibil, nu știu, da. E posibil ca în spatele ei, dar nu știu dacă ea, în spatele ei să existe niște personaje care în vechea gardă. Care sunt o manevreze, e și așa că mai mult decât orice nu încurcă pe PSD sau pe PNL, ci pe ăștia de la aur îi încurcă. Deci da, să bat cumva și da, canibalizează ei cam același să de calcă pe picioare, da, da, da. Cam asta e povestea. Marea lor, spaime să se împace ăștia doi, cam asta e toată jmecheria. Bun, revenind însă, eu zic că mai e ceva. Eu cred că domnului Ciolacu și PSD-ul, dacă mă întreb pe mine, care am stat 4 ani de zile în Parlamentul, am văzut niște jocuri mai de aproape, să zicem, nu că m-am făcut mai deștept, mai mult am ieșit mai confuz, dacă mă întreb pe mine, după 4 ani de zile în ceea ce privește ce se întâmplă cu politica, cu cuvântul meu de onoare, deci mai năucit am ieșit, nu m-am, da, n-am reușit să mă dumiresc. Am încercat, nu m-am străduit. Și nu poți să faci nimic. Da, nu poți să faci nimic, înțelegi? Deci, am ieșit mai năucit decât am ieșit. Dar dacă mă întreb pe mine în momentul ăsta, nu cred că domnul Ciolacu alde de nerăbdare, spre exemplu, să fie prim-ministru, atenție, pentru ce, ca să zicem așa? Pentru
un an și ceva de zile în care ai de gestiona niște probleme al naibii de complicate, în care lumii o să-i stea, vorbesc de lumea politică toată, mai mult capul la alegeri, la acutare, decât la guvernare, la chestiuni de categoria asta. Nici cu șmecherii prea multe nu poți să faci la guvernare. Măi, Robert. Pentru că te atacă exact în perioada de campanie electorală, da? Lumea e mult mai atentă și mai sensibilă. Tu pleci de la premisa că sunt niște oameni raționali. Bă, ăștia iubesc puterea la modul patologic, orice ar fi. N-aș zice, nu. Măi, stai, sunt politicieni care se bat pentru funcții în timp de război, când e moartea cât capra. Stai un pic, tu iei în considerare o situație normală în care, băi, în sensul Himmler, în care ajung fiarele, prădătorii ajung în politică la nivel înalt. Himmler. Dar dacă ei sunt păpușați și au în spate agendă trasată de servicii, nu, și ei sunt doar niște băieți ai băieților care fac jocurile, și se spune că acum trebuie să fie asta? Bă, Himmler se bătea pentru putere cu Martin Bormann la începutul anului 1945. Da, ia, ce naiba? Alegerile anticipate i-ar asigura lui Ciolacu un mandat de premier de după alegerile anticipate, ca să zicem așa. Da, mai, mult mai stabil, solid. Mult mai stabil. Și atenție, i-ar mai asigura ceva. Te duci cu altfel de alonjă, să spunem, spre o candidatură la președinție, pe care Ciolacu, să fim foarte serioși, nu o exclude, în condițiile în care e șeful unui guvern care a depășit niște alegeri, ba chiar le-a câștigat cu mare succes. Da? Adică dacă un PSD condus de Ciolacu în alegeri anticipate ia un 35%, altfel se duce și zice, bă, băieți, eu care acum sunt și premier. N-are profil de președinte. Păi și cine are, mă? John. Păi da, da, dacă tu crezi că vorbeai de foamea de putere și de oamenii care sunt, da, așa îi numește Paul Johnson într-o carte celebră, da? Inșii din categoria asta care reușesc să facă istorie, dacă au foame de putere, da. Nu mai țin cont de nimic. Așa? E adevărat. Păi da. Nu mai țin cont de șanse. Ei visează. Dar dacă au foame de putere, nu o să accepte niciodată unul ca Ciolacu să-l pună pe Joana candidat la președinție din partea PSD-ului. În România nu, pe ce n-ai bimă, Robert? Nu pun ei. În România șefii de partid pun candidații. Mă, ce dracu. Până acum. Hai, mă, nu mai. Păi mințim și noi pe oameni. Da. Păi asta e ideea. Bun, zici că vine telegramă. Bun, deci e un scenariu plauzibil, spune Robert Turcescu. Eu cred că nu nevoie niște regramă, s-au deci, prins pe cine trebuie să Robert pună zice, candidat. Robert ia în calcul acest scenariu pentru această toamnă. Da. Mirel e rezervat, dar nu exclud. Nu, are argumentul, are un argument la care nu m-am gândit. E un argument deștept, că scap de nebunia. Eu am aflat, am aflat o informație care mi-a parvenit pe diverse surse și... Europarlamentare, locale, generale, prezidențiale. Anul 2024 putem să-l ștergem din istoria guvernărilor României. Ăla nu va exista, nu va guverna nimeni, nimic. Bun, doar menționez știrile astea, nu vreau să le comentez, m-am săturat. Putin a aranjat cu Lukashenko să mute arme nucleare tactice pe teritoriul Belarus. Doi tâmpiți. Da. Așa. Pe cine amenință, în primul rând... Mă rog, e evident. Ucraina, după care și pe noi, că oricum sărim cu toții în jocul ăsta, în aer, dacă se întâmplă ceva. Da, mi-e ferește. Medvedev și ăsta amenință... Pă, cine amenință ăsta că amenință pe toată lumea? Toată lumea amenință pe toată lumea. Medvedev amenință cu arma nucleară pe Ucraina și pe toți ceilalți care sunt în jurul Ucrainei, în cazul în care Ucraina pornește contra ofensiva în Crimea. Mă, trebuie să tuși. Atenție. Mi se pare că... cum să spun, chestia asta cu amenințările cu arme nucleare, chiar dacă sigur vin într-un anumit context, din partea unor zărghiți, care a fost președinte al Rusiei, frate. Băi, și părea liberal. Să vorbești în anul 2021, înțelegi, despre arme nucleare, înțelegi, în chestia asta. Când noi speram că avem alte lucruri de rezolvat pe pământul ăsta, noi, generația noastră, vorbim și generațiile de după noi și că gestionăm, sunt situații, nu știu, era până mai ieri, vorbeam despre încălzirea globală, asta era tema major. Acum, dintr-o dată, vorbim despre felul cum o să sărim în aer. Extincția rasei umane. Mie mi-e teamă de altceva, că dacă până mai ieri, Rusia, Uniunea Sovietică, era o mare putere alături de Statele Unite ale Americii, după vizita chinezului la Moscova, cele două mari puteri sunt Statele Unite și China. E, bine, asta era cumva cam evident, Mirel. Băi, frate, că se joacă la nivel era o bănuială, era o să... Bă, aia nu prea mai sunt ce erau, dar nu era o chestie certă. A devenit certă. Rusia, după vizita asta, a cedat suveranitatea, a devenit vasalul Chinei. Și ar vrea să e ca puricile ăla care ar vrea să tropăie odată cu elefantul, să spună ce tare tropăim noi.
încă mai au avantajul la nivel de tehnică militară. Chinezii nu sunt în acest moment, sunt, dar așteaptă da, și da, și-ar da, trebui da, să pună mâna pe tehnica da, mai avansată. Dar dezvoltarea lor economică, la revedere, gata, sunt o mare putere. La revedere, vorbim de doi poli. Statele Unite și China. Da, dar China, în momentul de față, depășește și Statele Unite ale Americii. Dacă la multe capitole, da, sigur că da. La multe capitole, da. Domenii tehnologice, în vreo 7 din 12 capitole sunt peste americani. Urma, sigur, sunt multe mai... Ale 5 pe care le-au americanii sunt decisive. Sunt, doamnele, dau da, ponderea. Da, da. Tancurile... Nu știu seama că China să nasc 40.000 de oameni pe zi. La noi... Înțelegi? Deci da, la, ăsta e nivelul... Bă, când o să ni se tragă de la asta, o să ni se tragă. Bă, nu știu dacă, dacă nu o să ni se tragă nouă de la asta. Frate, eu am fost în China, am văzut ce e 40.000 de nașteri pe zi. Bă, când se schimbă culoarea semaforului... S-a terminat, se întunecă cerul. Mă, dacă nu ești atent, da, te calcă 100.000 de bicicliști. Exact. Băi, nu vă puteți imagina. Ba da, am văzut, am trecut. Băi, ca apocaliptice, domnule, biblice, când arată invazia lăcustelor. Exact. Bă, tată, bă, te apucă frica, te apucă groaza. Plus că acolo, cum să spun, te duci sănătos tu și faci agorafobie într-o secundă. E altă lume, altă planetă. Altă... Cred că și în Japonia e la fel. Dintr-o, dar nu ca în China, evident. E cu totul altceva din perspectiva mulțimilor. Tancurile Leopard 2 au ajuns în Ucraina. Sunt pățeavă și asta challengerurile britanice. Da, militarii... polonezii le-au dat 4 miguri, parcă. 18 tancuri Leopard și aproximativ 40 de vehicule de luptă de infanterie Marder, promise de autoritățile la Berlin, Kievului, au ajuns în Ucraina. Se îngroașe treaba, se pregătește contraofensiva. Trump. Bun. Trump avertizează că ar putea urma moarte și distrugere în SUA dacă este inculpat. Moarte se profilează portocale, o potențială moarte și distrugere dacă va fi inculpat pentru că ar fi cumpărat tăcerea fostei actrițe porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016. Trecem la Trump, pac, burtieră, pf, imagini cu Trump, ca să fim așa... Bă, dacă bă, actrița aia porno, aia, bă, e mișto, nu știu, eu n-am văzut-o pe aia, n-am poze cu ea. O filită. E o filită. O filită, habar greu, bă. Vorbiți da, urât. Noi. Nu, mă, stai, mă, deci bă, vrem să înțelegi. O doamnă obosită. Vrem să înțelegem. Da. Atenție, dincolo de chestia asta, e o treabă aici. Trump aici nu e vorba despre relația pe care a avut-o el și că a mințit și că nu știu ce. Nu. Ce acuză el în acest moment și aici n-ai cum să nu dai dreptate. Exact. Da. Este că e folosit un astfel de episod într-un moment în care da, el se pregătește și e în continuare de, în e folosit, candidatură. E da? Folosit prin intermediul unui procuror exact, dovedit că o arde pe fonduri Soros. Deci problema este... Alvin Bragg. Auzi? Da. Nu e nicio diferență între felul în care în zonele astea ale noastre de, așa, sunt unii scoși la un moment dat pe bară că li se descoperă deodată că nu știu ce au făcut în urmă cu 10 ani de zile da? Sau în urmă înainte de 89. Da? Sigur, nu vreau să le enervez pe Mirel, dar uite, există momente din astea în biografia aia, ți se scoate o hârtie. Pac! Zice, bă, ce făceai în 72? Bă, ce făcea? Păi uite ce... Așa și cu Trump, bă, las-o, americanii pe asta sunt revoltați. Adică în campaniile lor electorale sunt niște chestiuni extraordinar de dure. Să ne înțelegem. Cine n-a văzut o campanie electorală, n-a urmărit o campanie electorală americană, nu înțelege da, cum se scoate, se trage cu tot armament. Bă, se trage, emisiunea da, de televiziune, da, să facă... Ce ai făcut în liceu? Să... Nu există cu CNA da, că da, te oprește ăla, da, că nu știu ce. Dacă ei, că l-am văzut pe dracă când îi spunea lui Joe Biden că era cel mai prost din clasă. Normal, da, deci da, sunt, rău, niște, rău, sunt niște dăstea așa. Dacă de moderatorul ține în mână o astfel de dezbatere prezidențială, bine. Dacă nu, ăia și aruncă tot sumul de rău. Clipurile de campanie la ei nu sunt cu menajamente de genul votați trei trandafiri sau votați eu nu știu ce. Nu mă, no, ăsta vă omoră copiii. Exact, dacă... aveți, vreți să votați pe ăsta, vedeți că... Deci, americanii așteaptă ca în perioada acelor campanii electorale să se arunce astfel de chestiuni, șarje și pe bună dreptate că e campanie electorală. Uh-huh. Când însă, înainte de campanie electorală, îl iei pe unul și îl obligi cumva să se retragă sau să te amezi. Nu mă, să-i faci chestii de-astea, gen col de-a Chioveși. Da. De astea numere asta la americani. La asta se referă da, momentul de față referă. Trump. Și ce bă, dacă faceți da, treaba asta, da, nu, atenție. Nu, da, astea nu merg la americani. Bă, nu. A-a. Nu. Deci lăsați naiba să se desfășoare jocul politic. Ce treabă are că ce-am făcut eu cu aia, cu aia și când am făcut, înțelegi? Da? Asta vă freacă pe voi?
Nu, nu vă interesează cum vadă viitorul acestei țări? Ori în America, la fel ca în Europa astăzi, Mădălin, da, și Mirel, bă, sunt probleme mari. Sunt și la ei, să știi. Adică, economic vorbind, au o problemă mare. Dar nu numai atât, au o problemă, unul cu șomajul. Problema asta dispăruse în, mă rog, în scăzuse în perioada lui Trump. Doi, ei au probleme uriașe cu sistemul de sănătate. Tată, la americani, dacă nu ești asigurat și asigurat cu cașcaval pe care îl dai lunar din gros, ai toată libertatea să te duci să mori pe plajă în sud, că acolo e mai cald, nu e frig, ca în nord. Asigurările de sănătate pe care ți le oferă la un moment dat private, evident, pe care ți le oferă firma la care te angajezi, sunt în pachetul de ofertă de angajare mai importante decât salariul în sine. Deci el vrea să știe că e oferită asigurare de sănătate care sigur acoperă și familia dacă el are minor și nu știu ce, sau nevastă sa dacă e doar nevastă sa, e acasă, e casnică, e nu știu ce. Deci atât de importante sunt, că altfel ești floare în vânt. Domne, și dacă pentru, îți scoți o măsea, faci cât la pentru, pentru o intervenție chirurgicală, bă, care în România te duci să o face un chirurg, îi dai o sticlă de whisky și după aceea mai și înjuri că ești păgar. Da. Bă, la ei e zeci sau sute de mii de dolari. Ziua de spitalizare, dom'le, nu faci față. E mii de euro. Ziua de ATI e mii de euro. Sunt pastile care ies pe piață cu prețul unei pirule de zeci de mii de dolari. Da, tată. Chiar și 100 de mii am văzut, scandaluri uriașe, și după aia ajung la asta, la 100 de dolari. În timp, la... sigur că... Da, dar la început sunt... nenorocesc pe ăștia. Dar sunt asigurări de sănătate, sigur asigurările de sănătate de super lux, care includ, au inclus chiar și un transplant, bă, ăla de ordinul sutelor de mii de dolari anual. Da, Trumpul... Mai e ceva, iar da, pe care trebuie să spun. Pauză, atât da. Vreau să zic în chestiunea asta. Dom'le, nu știu dacă e mai grav în momentul ăsta, că vedeți, e mare curvăsărie în politica, și în politica americană. Ce-o fi mai grav? Că Trump a mințit în legătură cu o prostituată pe care o fi așa acum niște ani de zile. Nu știm, dar poate că așa a fost și a mințit. Poate a mințit. Bă, dar e mai gravă episodul ăsta al lui Trump decât episodul lui Hunter Biden? Mă, și nu... business-urile lui sulfuroase, puturoase ale familiei și Biden stai, nu în care... Ucraina și în toată chestia asta, măi oameni, și fie, nu, bă, nu pune și care... noi așa în balanță de la distanță, că nu votăm noi în America. Bă, dar când mă asta uit așa, să fac americanii. Când mă uit așa la Trump Biden, da, cam ce e mai Robert grav? Nu are în vedere. Bine, nici fiul lui Biden nu e condamnat până acum. Nu, ancheta. Ancheta oficială, tată. Nici fiul lui Biden nu e condamnat până acum, nici Trump n-a fost încă inculpat. Dar nu cumva media asta, care e de partea lui Biden, a încercat prin scandalul Trump și asta la un moment dat să acopere că ăsta a fost un scandal și în continuare uriaș în America. Da, da. Apropo de Hunter Biden, da? Da. Deci eu l-am văzut în niște secvențe care nu pot fi difuzate. Da. L-am văzut cu toții. L-am văzut cu toții, sigur că da. Bun. Băi, acum mi se pare o prostie care îl consolidează pe Trump, asta cu gagicuța aia. Bă, problema cea mare este, depinde, el consolidează până îl arestează, ca să zicem așa. Că dacă se întâmplă o chestie asta de arestare, el zice că va fi într-adevăr jale, că se va răzbunge. Depinde. Dar nu poți dacă să... moare în arest... Să știi ce se întâmplă. Trump îl consideră psihopat pe procurorul care îl... care se ocupă de caz în acest moment, acest Calvin Bragg. Îți dai seama cum ar fi în România, unul la un moment dat să spune procurorul care mă anchetează la DNA, e un psihopat? Băi, fraților, stați un pic, că sunt lucruri dovedite. Procurorul ăla a fost sprijinit. E un psihopat. Nu numai că e un psihopat, a fost sprijinit să... Ei candidează pentru funcție de procuror șef. De o fundație a lui Soros. Da, să nu-i zicem psihopat, că Trump își nu, permite. Nu, habar, nu cunosc dacă e psihopat. Da. Dacă o ar depinde, dacă o fi un fel de Dănile. Cert e însă că în politică mare, deseori ajung la vârf, psihopat, dovadă faptul că se amenință cu arme nucleare și cu chestii de genul ăsta. Ne întoarcem după pauză, avem niște virale extraordinare, vă provoc de data asta. Promiți? Da. Avem timp să vorbim despre... Vreau să văd și pe Mirel Curea comentând niște chestii. De-astea. Povestea asta cu extraterestri îți plac? Da, mult, garantez. Bun. Ferească Dumnezeu. E pasiunea ta, viața ta. Deci chiar vreau să te văd... Captain Picard. Și vreau să aud ce spune și Robert într-o anumită situație. E o chestie care e virală în toată lumea. Nu trebuie să ratați ce va urma. Sunt imagini în toată lumea. Toată lumea discută pe net. Ce Dumnezeu sunt astea? Ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Unii plâng. Spun că a venit, vine sfârșitul lumii. Numai în termeni apocaliptici. Vreau să văd reacția voastră.
Avem și alte... Eu o să vă citesc din Biblie. Da, avem, ce... avem o chestie interesantă. Patrușev și secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei spune ceva despre intențiile NATO față de Rusia. Mi se pare interesant. Și bombă, mi se pare această chestie cu embargoul și cu modul în care embargoul lovește Rusia. O să rămâneți absolut interziși când veți afla cât de puțin o afectează pe tanti Rusia pe partea, de exemplu, cu exportul de benzină, treaba cu embargo. O să, când o să auziți rezultatele, chiar o să rămâneți mulți de uimire. Avem și alte povești. Mai mulți ofițeri de informații fac afirmații spectaculoase. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.